stimați telespectatori, și bine ați revenit la o nouă emisiune Prezent în Educație. În această seară avem un invitat de onoare și vorbim despre o altă latură a educației. Am vorbit despre educația academică, am vorbit despre olimpiade, despre rezultatele minunate ale copiilor noștri la aceste olimpiade. Am vorbit despre părinți, despre felul în care părinții își educă copiii, am vorbit despre profesori și în seara aceasta vorbim despre altceva. Vorbim despre educația sportivă. Este o emisiune dedicată copiilor, în special copiilor mici care își doresc să facă performanță. Este o emisiune dedicată sportului de echipă. Vom vorbi despre beneficiile, avantajele sportului. Vom vorbi despre lucruri minunate și despre un domn deosebit care încearcă să facă în Vâlcea lucruri frumoase pentru copiii mici. Este foarte important de spus că încercăm în această seară să vorbim despre cum anume sportul îi poate ajuta și motiva pe copii încă de la vârste fragede. În această seară îl avem ca invitat pe domnul Eusebiu Predonescu, psihopedagog. Bună seara, bine ați venit la noi în emisiune. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că sunteți antrenor licența C pe lângă alte titulaturi, dar în această seară ne vom opri doar la acest aspect, antrenor licența C, și că dumneavoastră în oraș, de puțin timp, v-ați gândit să faceți ceva frumos și minunat pentru copii. V-ați gândit să adunați pe un teren de sport copii micuți, de la 3 ani, 2 ani jumate, 3 ani. Și încă un lucru pe care eu l-am sesizat și mi-a plăcut teribil de mult este faptul că v-ați gândit la un sport de echipă, dar nu numai pentru băieți, ci la un sport în care implicați și fetițele. Și acum, pe timpul vacanței, terenul de sport este plin, deci absolut plin de copii. Povestiți-ne ce se întâmplă acolo. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Noi, la Eli Junior, am pornit totul ca o provocare pentru copii, dar și pentru părinți. Activitatea noastră nu se desfășoară doar pe perioada vacanței, dar am profitat de această vacanță și am adunat în jurul nostru, la grupa Baby de la Eli Junior Vâlcea, băieți și fete cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani. E un început, este o noutate la nivel de județ, și vrem să continuăm pe acest drum în care împletim sănătatea, buna dispoziție, prietenia cu un sport de echipă, așa cum am mai spus, cu fotbalul. Foarte mulți părinți au înțeles necesitatea participării copiilor la astfel de activități și au văzut că antrenamentele noastre sunt adaptate vârstei copiilor. Pornim la drum cu niște copii cu vârste de la 3, 4, 5, 6 ani și trebuie să facem diferența între vârsta lor cronologică, vârsta biologică și vârsta lor mentală. Poate arată mari, sunt frumoși, dar trebuie să ne adaptăm la fiecare copil. Ne interesează fiecare copil, este un sport de echipă, dar echipa este formată din individualități și trebuie să găsim soluții pentru copii, astfel încât atunci când ajungem pe teren să arătăm ca o echipă. Ceea ce mi se pare interesant la dumneavoastră este faptul că sunteți psihopedagog. Cum ați ajuns antrenor licența AC și se vede foarte bine lucrul acesta cum împletiți și îmbinați tehnicile de psihopedagogie, felul în care comunicați cu copiii, în care vă jucați, în care vă apropiați de ei, totuși cu rigoarea unui sport. Totul a pornit atunci când am sesizat necesitatea psihologiei sportive în fotbal. În urmă cu 3 ani, alături de vechi prieteni, am participat la CSM Râmnicu Vâlcea, așa se numea înainte, Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea. Am participat alături de prieteni la sprijinirea emoțională și susținerea unor jucători valoroși, dar pentru care rezultatele încă nu au apărut. Atunci, împreună cu staful, împreună cu conducerea clubului și cu niște jucători extraordinari, am încercat să implementăm această noțiune de psihologia sportului în rândul jucătorilor.
Efectele nu au apărut imediat, dar au apărut în timp. Dacă echipa era undeva la retrogradare, am ajuns la promovare. Se vedea că lucrurile sunt pe drumul cel bun și numai o nenorocire ca decesul prietenului Bogdan Medrea a dus la destrămarea echipei și desfințarea clubului CSM Râmnicu Vâlcea. Vreau să vă spun că psihologia sportului aduce acel plus unor jucători valoroși și, să revenim la copiii noștri, unor copii capabili de a obține performanță în sport. Dar nu e de ajuns doar partea de antrenament. Trebuie să urmărești și această latură interioară a copilului. Să urmărești mediul din care provine, dar și efectele pe care mediul le are asupra copilului. Cum reacționează el în funcție de temperamentul pe care îl are, în funcție de caracterul lui, să găsim acele soluții pentru fiecare copil. Dacă vrem într-adevăr să fim o echipă unită, așa cum este motoul asociației noastre. Suntem o echipă unită. Mulți părinți își doresc performanță. Își doresc ca, în primul rând, copilul să se simtă bine făcând un sport, pentru că sunt sigură că părinții cunosc avantajele sportului și îi doresc, totuși, să obțină performanță. Ceea ce noi vedem pe teren, ceea ce noi vedem la tine, ca și antrenor, este o rigoare pe care tu l-o impui copiilor. Ceea ce noi nu știm, ca și părinți, este cât de multă psihologie există în spatele fiecărei reguli, fiecărei limite pe care tu o impui copiilor acolo. Spune-mi, te rog, ca și sport, de la ce vârstă ar fi bine să dăm copiii la sport și cum anume ar fi interesant să le spunem părinților să alegem sportul potrivit sau când ne dăm seama noi ca și părinte că este un sport potrivit copilului meu, pentru că acum vorbim, ne întoarcem puțin la psihologie și vorbim despre copii care sunt mai sensibili, care sunt introvertiți, care au un tip de temperament melancolic și totuși noi vrem să facă un sport de echipă, că poate noi suntem, ne place fotbalul sau handbalul sau voleiul sau avem un copil coleric, hiperactiv. Cum anume putem să pliem sporturile în funcție de chipurile de personalitate și temperament? Este foarte important ca părinții să sesizeze utilitatea sportului în general pentru copil. Domeniul în care copilul va performa se va contura mai târziu, nu la 3 ani cum i-am luat noi pe cei mici. Dacă din grupa baby de la noi un copil va ajunge mare tenismen, poate că undeva antrenorul celui care a reușit să urce pe treapta cea mai înaltă va spune: cineva ție ți-a îndreptat piciorușele. Cineva la început, la 3-4 ani, ți-a spus cum să alergi. Cineva ți-a spus cum să respiri. Poate că ăsta e rolul nostru. Suntem la început și învățăm pe copii să facă sport. Dacă vor îndrăgi sportul cu balonul rotund, vor îndrăgi fotbalul, îi vom vedea că au anumite abilități către fotbal, nicio problemă, mergem mai departe cu grupele noastre formate. Și acum, la grupa baby, nu sunt toți la un loc. Avem grupe de 3-4 ani, de 5, de 6 și, de ce să nu recunoaștem, asociația aceasta, Club Sportiv Eli Junior, unde am pornit la drum împreună cu doi prieteni buni, cu antrenorul Octavian Iordache, antrenor licența B, și specialistul nostru în organizări de competiții naționale și internaționale, Dragoș Muscalu. Alături de ei avem grupe până la copii de 9 ani. Deci copiii noștri au undeva o continuitate și de aceea suntem capabili să le oferim părinților răspunsul la astfel de întrebări. Ce fac cu al meu dacă renunță peste un an? Nu este o problemă. A făcut sport un an, a învățat niște noțiuni de bază și când vedem că cel mic este aplecat către un anumit domeniu, către o anumită ramură, vom fi bucuroși să-l susținem și să-l apreciem. Vreau să înțelegeți că această grupă baby de la Eli Junior oferă bucurie, în niciun caz regret. Au venit, vreau să vă spun, până acum 100 de copii. Nu au rămas toți, dar nu este nicio problemă. Poate o să revină pe parcurs. Au văzut cum se fac antrenamentele, au văzut rigoarea de care vorbeați dumneavoastră, da, este o rigoare. Și mulți părinți îmi spun,
Dar al meu nu-și pune nici încălțările la ușe și la dumneavoastră stă la rând, ascultă când fluierați, ascultă când dați explicații, execută foarte bine exercițiile. Cum se întâmplă? Grupul. Grupul face minuni. La fel, cum știm cu toții și mai ales dumneavoastră cu experiență psihologică deosebită, știți cum mintea ne ajută, ne sprijină, dar mintea câteodată ne sabotează reușita. De aceea noi punem accent pe partea de psihologie. Îl vedem pe cel timid că rămâne ultimul la rând și nu are curajul să avanseze, să facă și el exercițiu, dar e mereu în atenția noastră și îl vom lua de mânuță și vom face exercițiile împreună. Vedem copii cu un temperament coleric, sangvinic, care sunt tot timpul în față, tot timpul să fie primii, au făcut exercițiu și se așează din nou primii, dar asta nu înseamnă că știm să-i stăpânim și pe ei, să le aducem un echilibru, să le folosim energia în așa fel încât să dea rezultate potrivite, pentru că și la fotbal graba strică treaba. Un lucru care mi-a plăcut tare mult este faptul în cum îi încurajați pe cei timizi, care pășesc pentru prima dată pe teren, să dau pentru prima dată cu piciorul în minge, cum anume îi mobilizați pe ceilalți să îi încurajeze pe aceasta, acele aplauze de final, când fiecare strigă sau poate și părinții de pe margine, și aici vreau să ajung. Din perspectiva dumneavoastră ca antrenor, spuneți-ne, vă rog, cum vă descurcați, așa, între ghilimele, cuvântul vă descurcați, cu părinții care își trimit copiii pe teren și totuși rămân în poziția de părinți, a le da indicații, a-i încuraja, a-i susține, poate uneori ai mai și dojeni că n-au respectat indicațiile dumneavoastră ca antrenor sau nu s-au descurcat așa cum părinții au așteptări. Care ar fi comportamentul optim al părinților atunci când își duc copiii la antrenament? Vreau să vă spun că ceea ce ați văzut până acum, în cele 2 luni și jumătate de când am dat drumul la această grupă baby, pentru că Eli Junior are grupele de 2 ani, suntem în activitate, este rezultatul unei activități de 20 de ani de muncă cu copiii. De aici vă dați seama că avem așteptări și de la părinți. Am început această activitate cu o ședință cu părinți. Mulți au zis, păi al meu nici n-a venit de 2 ori, dar vine copilul la antrenament, dar și dumneavoastră trebuie să fiți pregătiți, ca și părinți, să participați la un antrenament. Și am trasat anumite linii între noi și părinți. Suntem în teren. Vreau doar să ne susțineți. În niciun caz să ne criticați sau să ne spuneți cum să executăm anumite exerciții. Eu îi aud după margine și recunosc. Sunt foarte atent și la ce se spune după margine. Dar, în timpul antrenamentului, mă retrag 2-3 metri de lângă copii și le spun, doar eu dau indicații. Pentru că părintele, din dorința de a face cel mic sport, din experiența lui ca mare sportiv, avem unii care au părinți care chiar au practicat un sport de performanță, își doresc pentru cel mic să topească niște etape. Și atunci riscăm o accidentare. Riscăm ca cel mic să considere că nu e în stare să facă activitatea respectivă și să abandoneze antrenamentul. Și atunci le spun de fiecare dată să ne lase pe noi antrenorii să le spunem cum să se comporte cei mici în teren. E adevărat, vedem când cei mici nu fac exercițiu exact cum ne-am dorit noi. Dar asta nu înseamnă că nu îl încurajăm să reia exercițiu și să-l facă bine. Dacă urmăriți fotografiile transmise de noi și care se derulează pe parcursul emisiunii dumneavoastră, o să vedeți că facem antrenamente de mânuță. Și antrenorul face antrenament de mânuță cu copiii, pentru că așa învățăm. La început au fost părinții, acum sunt antrenori în teren și vrem să facem în așa fel încât să ne obișnuim unii cu alții. Copiii au avut educatoare, copiii au avut îngrijitoare, au avut părinți, dar n-au avut antrenor. E ceva nou pentru ei și vreau să îi obișnuiesc cu acest antrenor care are experiență și adaptează antrenamentele la vârsta lor. Să înțeleg că sunteți un antrenor și pentru părinți. Categoric. Și că în timpul antrenamentelor pentru copii mai trageți așa cu ochiul și mai vă duceți și pe la părinți să îi... Categoric. Și părinții știu ceva. Asta. Părinții care se uită la noi în momentul acesta știu asta. E foarte important, am mai discutat pe parcursul emisiunilor noastre, e foarte important pentru părinți să înțeleagă că
Exact cum se întâmplă cu cadrul didactic la clasă, în care știe ce are de făcut, care sunt scopurile și obiectivele cadrului didactic pentru elevul său, cam așa se întâmplă sau la fel se întâmplă și pe teren. Antrenorul are stabilit anumite scopuri, anumite obiective pentru ședința din ziua respectivă și atunci, în mod clar, cred că și dumneavoastră faceți lucrul acesta, le transmiteți părinților ce doriți de la copii, dar care sunt și regulile pe care le... Dar și așteptări de la părinți. Și așteptări de la părinți, sigur. Aici vorbim de o echipă. Părinți, copii, antrenori, medici, de ce nu? În echipa noastră și aici sunt sigur că o să ne ajute foarte mult și Dragoș Muscalu, în echipa noastră vom avea medici care o să ne ajute cu sfaturile lor și o să participe la cele ședințe cu părinții. Pentru că este foarte important să reținem această latură care ține de sănătatea celor mici. Doar un copil sănătos poate să ajungă la un nivel foarte înalt și să atingă performanță în sport. Pentru ceilalți care au anumite probleme de sănătate, noi nu întrerupem aceste antrenamente, dar vedem până la ce nivel putem să mergem cu ei. Pentru că e foarte greu să lucrăm cu copii care au astm, care au anumite probleme cu respirația, au anumite probleme de sănătate și atunci vă dați seama că ne va fi foarte greu să depășim etapele inițiale în care suntem în acest moment. Ați spus la început că au fost aproape 100 de copii. Unii au renunțat. Sau poate, nu știu, în decursul anului sau în decursul timpului, după o serie de antrenamente, copiii fiind așa micuți, apare acest, nu știu, acest, poate, nu știu, blocaj sau această dorință de a se retrage atunci când există anumite reguli, există o rutină pe care copiii, adică trebuie să trezească, să vină la antrenament sigur, la aceeași oră. Și atunci, ei copii fiind, își doresc să stea acasă, să se mai joace și după un anumit timp de antrenament nu mai doresc să vină. Ce recomandați sau ce le recomandați părinților să facă în astfel de situații? Pentru că tot aud părinți spunând are 7, 8, 9 ani, l-am dus la o serie de sport, nu i-a plăcut nimic, acum stă acasă, nu știu ce face, stă cu tableta, cu telefonul în mână, dar nu mai vrea să meargă nicăieri. O mare problemă o întâmpinăm aici tot din partea părinților. Cel mic vine la sport însoțit de părinte. Dacă părintele îi induce acea stare de bucurie, de a participa la antrenamente, nu pune presiune pe copil, nu are niște așteptări exagerate de la copil și copilul va participa de drag la antrenament. Am avut părinți care au retras copiii de la antrenamente spunând al meu nu face față, dar dumneavoastră vă dați cu părerea despre faptul că el face față sau nu? A, sunt copii mai avansați decât al dumneavoastră, e cu totul și cu totul altceva. El a început, haideți să vedem, haideți să-l urmărim, îl băgăm într-o grupă în care sunt copii de aceeași vârstă sau vârstă apropiată și vedem cum se descurcă. Dacă participați doar la un antrenament, nu este de ajuns pentru a-ți forma o imagine generală despre antrenamente, despre rigori și despre tot ce implică un sport de echipă. Și oricum știm ca psihologi fiind că în momentul în care copilul are, îi se impune anumite limite pe care acasă, în mod clar, probabil nu le are, când dumneavoastră ca și antrenor reprezentați o autoritate acolo pe teren, copiii aleg să intre în zona aceea de confort, exact. Este mai bine acasă așa la este. Desene aveți sau în parc dreptate. La joacă, da. Și atunci apar tot felul de blocaje. Uneori poate să aibă și efecte psihosomatice, să spună mă doare capul, mă doare burtica, mă dor piciorușele, azi nu vreau să merg, lasă că mergem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare probabil vin cu această scuză. E bine să informăm părinții despre aceste efecte psihologice ale sportului, multe... astfel încât părinții să fie atenți, să vorbească cu copiii sau ce recomandări, ce le spuneți. Trebuie să știți că ne întâlnim chiar la această grupă, la grupa Baby, cu blocaje emoționale. Copiii nu știu să le depășească, se întâlnesc pentru prima dată cu antrenamentele și fiind ceva nou, nu știu cum să se comporte. Îi văd că rămân cu mingea la picior și nu mai pleacă după loc. Îi văd că rămân ultimii sau reacționează mult mai încet decât restul grupei.
Pentru noi, cei care am lucrat cu copiii atâta timp, nu este o problemă. În schimb, am spus, părintele intră undeva într-o stare de teamă și nu știe să o depășească. Aș vrea acum să mă opresc un pic asupra copiilor. Vorbim de teama lor, nu a părinților. Părinții sunt maturi, pot să stabilească unde sunt aceste limite între ce este real și ce este imaginar, dar nu și copiii. La copile cu totul și cu totul altceva. Vreau să vă transmit, dacă pot, bucuria aceea când pun mâna pe un copil și îl simt că vibrează. Ar vrea să bage gol, ar vrea să fie cel mai bun, tremură de bucurie. Și când se apropie de minge, poate dă pe lângă ea. Zâmbim și îl încurajăm, exact ce ați văzut. Toată lumea aplaudă, toată lumea îl încurajează, o luăm de la capăt. Dar cea mai mare realizare e când și el, acel copil timid, cu foarte multă energie în el, duce mingiuța printr-un șut exact în plasa porții. Înseamnă că și-a atins și el obiectivul și noi, ca antrenori, ca psihologi, am reușit să le transmitem un mesaj copiilor. Și tu poți. Ține doar de tine să reușești. Ei au foarte multă energie și energia aceasta trebuie canalizată prin sport către partea de sănătate, exact cum e titlul emisiunii noastre de astăzi. Încercăm să îi păstrăm sănătoși și să le dezvoltăm întreaga lor personalitate prin acest sport de echipă. Dar totul se face dacă eliminăm niște blocaje. Blocajele acestea prin ce se elimină? În primul rând încercăm să eliminăm aceste blocaje prin exerciții de respirație. Când un copil se grăbește să facă exercițiu, dar să facă bine, că a văzut mama după margine și poate se supără, nu mai mă duce la antrenamente, sau antrenorul nu mă aplaudă, sau copiii nu-mi strigă numele, vreau să-l fac bine. Fiind această presiune asupra copilului, copilul riscă să greșească și atunci intervenim noi. Punem mânuța pe el. Dacă vedeți din fotografiile dumneavoastră, majoritatea situațiilor, mă găsiți în genunchi lângă ei, că sunt la aceeași înălțime cu ei și le spun, liniștește-te, vei reuși, trage aer în piept și acum du-te la poartă. Chiar eram curioasă ce le spuneți dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, la toate, nu la majoritate, la toate antrenamentele, începeți printr-o grupare, printr-un copil, stau în cerc, stați acolo în genunchi, sunteți la același nivel cu copiii și ca și părinte este așa curioasă, ce le spuneți la începutul antrenamentului? Aveți așa o rutină la începutul antrenamentului, la sfârșitul antrenamentului apar acele recompense pe care dumneavoastră le dați copilului. Să înțeleg că acum când sunt mici este important sportul. Dar din ceea ce mi-a spus până acum, este foarte importantă și această sănătate emoțională cu care copilul pleacă la drum în sport, în orice tip de sport. Și până acum în emisiune, numai despre această sănătate emoțională la aceste vârste mici am vorbit. Totuși, sunt copii care, exact cum am spus, sunt motivați, vor să facă și nu reușesc să dea acel gol, nu reușesc să o dată, de două ori, de trei ori. Cum îi încurajăm noi ca și părinți sau ce faceți dumneavoastră ca și antrenor să depășească, nu știu de poate prea mult spus, acest eșec, dar totuși copiii îl resimt ca pe un eșec. Noi transformăm eșecurile în victorii. Poate-s cuvinte mari, dar pentru un copil cuvântul eșec este mare, într-adevăr. Eșecul, să știți că e dureros, numai dacă l-auzi, dar mai ales dacă și ești eroul principal. Deci trebuie să scoatem din vocabular acest cuvântul eșec. Copilului eșec. E o încercare. De asta am spus că Elite Junior e o provocare. De aceea nu se face și nu se lucrează cu copii atât de mici. Pentru că o să spună, da, dar mă nebunesc, că toți vorbesc. E adevărat. Și ce ne spuneați? Ne oprim și stăm de vorbă. Vorbim și de doamna educatoare, vorbim și de mami și de tati, dar la sfârșit ajungem la o concluzie. Trebuie să fim atenți la antrenament. Trebuie să plecăm de acolo mai bun decât am venit. Ăsta e scopul nostru. Mai încrezători. Mai încrezători, mai serioși, mai atenți, mai concentrați, astfel încât să avem rezultatele dorite la sfârșit. Eșecul are efectele lui. Unele negative, unele pozitive. A spune dumneavoastră, care aveți experiență, știți despre ce efecte pozitive vorbesc. În schimb, cele negative
Sunt în stare să toarne plumb în piciorușele celor mai mici fotbaliști. Copilul vede că n-a reușit. Mama strigă după margine, nu așa. Tata zice, te vreau mai atent. Și toată lumea îi transmite un mesaj negativ. Normal că cel mic cedează. Și atunci intervenim noi, astfel încât copilul să reușească. Dacă vedem că nu reușește să ducă la cap un antrenament care implică 4 cerculețe, îi vom pune 3. Dar stați liniștiți că în gândul nostru este să-l punem și pe al 4-lea. Dar pentru început îl adaptăm la ce poate să facă. Sunt unii care sunt foarte buni pe viteză, unii foarte buni pe rezistență. De aceea antrenamentele noastre nu se desfășoară numai la colegiul de silvicultură din Râmnicu-Vâlcea, ci și pe stadionul municipal din Râmnicu-Vâlcea. Cu bunăvoința conducerii de la stadionul municipal, am ajuns la o înțelegere și sâmbăta și duminica, când somnul este cel mai dulce, noi la 8:30 suntem acolo pentru o porție de sănătate. Încercăm să învățăm să alergăm, să respirăm, să căpătăm mobilitate, astfel încât atunci când vom pune mingiuța la picior, să putem să ajungem la rezultatele cele mai bune. Deci eșecul îl depășim în pași mici, fără să grăbim, fără să topim etape, iar un eșec care pare de netrecut, să-l facem doar ca o etapă din care vom avea de învățat. Și acum facem trimiterea la rezultate, la efecte pozitive. Eșecul ne îndeamnă să ne motivăm mai mult. Eșecul ne face să ne dorim mai mult. Eșecul implică și alți factori. Eșecul implică gândire. De ce n-am reușit? Cu ce e mai bun colegul de lângă mine? Cu ce e mai bună echipa de lângă noi? De ce am fost învinși? Și categoric vin întrebări. Un copil care gândește e un copil normal. Sportul provoacă să gândească. Deci sportul provoacă copiii să fie sănătoși, să fie normali. Asta ar fi în mare ce înseamnă eșecul pentru un copil. Eșecul nu trebuie lăsat acolo. Am avut eșec, m-am oprit. Nu. Haideți să continuăm. Eșecul e doar un pas din care învățăm. Asta este un bun exercițiu de parenting. Cum să acționeze părinții mai departe sau poate acasă, în alte medii, vis-a-vis de concursurile școlare, de rezultatele, de performanța academică a copilor. Cum anume să gestioneze acest eșec? Mulțumim frumos pentru recomandări. Aș vrea să discutăm un pic despre fotbal ca și este un sport de echipă, dar să discutăm un pic despre acest spirit de echipă, pentru că ei sunt mici, sunt copii proveniți din diferite medii, nu s-au văzut până acum, deși acum ei sunt încercați să-i formați ca și echipă și încet să se cunoască. Să ne vorbiți puțin despre acest fair play. E important să învățăm copiii încă de mici despre fair play, să le vorbim despre lucrul acesta, despre echipă, despre comportamentul copilului într-o echipă. Ce se întâmplă? Vreau să vă spun că la fel facem trecerea la părinți. Comportamentul acesta din teren trebuie continuat și în afara lui. Nu mică mi-a fost surpriza când au venit părinți și au spus cel mic mi-a atras atenția că nu are voie să mai facă asta. Că așa i s-a spus în teren. Este un lucru mare pentru că cei mici preiau cu ei anumite învățăminte din teren. Preiau cu ei anumite sfaturi pe care noi le dăm în teren. Și atunci normal să treacă și dincolo de teren. Dacă vrem să educăm un copil, nu ne limităm doar la cele 50 de minute din teren. Copilul trebuie să aibă o educație permanentă. Și la educația aceasta contribuie pe lângă noi și familia și școala și grădinița sau alte instituții care au ca obiect tocmai educarea copilului. Fair play-ul se învață. Dacă vrem ca un copil să fie fair play cu alții, ca o echipă să fie fair play cu alta, trebuie să învățăm acest fair play. Trebuie să învățăm să se susțină. Trebuie să învățăm să se bucure de o reușită. Nu mică ne-a fost mirarea când la începuturile noastre cu Eli Junior, copiii noștri se bucurau că ceilalți bagă gol, echipa adversă bagă gol. Și mulți au zis părinții, dar de ce vă bucurați, că voi ați primit gol? Mă bucur pentru el că a băgat gol. Poate pare o întâmplare, dar copiii trebuie să învețe de bucurie, trebuie să facă totul de plăcere, trebuie să vadă că dacă un copil din echipa adversă a căzut, noi ne ducem și ridicăm.
Nu, sunt croit pe poartă, bag gol, toată lumea mă apreciază că mi-a căzut colegul. O să ajungem și la performanță. O să ajungem și acolo. Dar haideți să luăm fiecare etapă, astfel încât copilul să se bucure de aceste etape, să învețe din ele și să învețe de acest fair play de care noi chiar avem nevoie. Iar spiritul de grup de care ne vorbeați, acest spirit de grup se formează cu fiecare antrenament. Acele susțineri, când toți copiii pronunță un nume. Haide Alexandru, haide Clara, haide Matei. E un lucru extraordinar să auzi asta. Când toată sala te susține, atunci vă dați seama că și copilul, în mintea lui, se integrează în acel grup și ce fac parte din elit junior, fac parte dintr-o echipă. Asta ne dorim și asta ne propune să facem permanent. Sportul înseamnă competiție. De la vârste mici înseamnă competiție, pentru că ajungem în teren și vedem pe ceilalți, cum ne-a spus, cum dau gol, cum au o viteză mai mare decât noi, au un tip de reacție diferit de al nostru. Apoi mergem la școală și intrăm încă din clasa pregătitoare așa într-o competiție cu ceilalți, încep calificativele, mai târziu încep notele. Cum este competiția la copiii mici? Dumneavoastră, ca și antrenor, cum vedeți această competiție? Pentru că fotbalul este un sport competitiv. Ce le recomandați părinților, cum anume să privească această competiție? Dar înainte de asta aș vrea să ne spuneți părerea dumneavoastră despre competiție sau cum anume să educăm copilul în acest spirit al competiției. Nu este cu supărare dacă ne uităm și la celelalte țări dezvoltate, unde competiția și copiii intră în competiție undeva la 8 ani. Noi ne grăbim prin tot ceea ce facem. Noi dacă nu avem copii în campionat la 7 ani, deja părinții spun o întrebare, dar de ce nu dorește antrenorul să-i bage în competiție? Nu cumva consideră că sunt undeva mai slab cotați decât ceilalți? Nu cumva evităm competiția? Nu. Copilul trebuie să învețe ce este o competiție, prin meciuri amicale, prin întâlniri cu alte grupe, dar o competiție care are loc prea devreme îi descurajează pe copii, îi demotivează, le distruge acel spirit de care vorbeam noi, de a veni de plăcere la un anumit antrenament și de a participa la anumite competiții. Să organizezi turneu de la 5-6 ani, doar pentru că îl îmbrăcăm într-un tricou pe copil și care mingea la picior și s-a dus la fotbal, nu este, din punctul meu de vedere, nu este o soluție. De aceea vrem să fim puțin diferiți de alte echipe și alte cluburi. Și nu judec pe nimeni și la fel nu vreau să fiu judecat de nimeni. Activitatea noastră cu copiii trebuie să se deruleze într-un program bine stabilit. Dacă noi considerăm că avem copii capabili să facă față unei competiții, vor intra în competiții. Și vom fi atenți să intre în competiție pregătiți, educați, formați în așa fel încât să ducă până la capăt competiția. Mulți zicem, dacă vreți, și e acel motto permanent, dacă vrei să câștigi, trebuie să participi. Așa este. Dar copiii pierd foarte mult din acel curaj, din acea motivație pe care o au. Și după aceea cu greu îi mai aducem pe linia de plutire. V-am spus, au fost mulți, unii au renunțat, au apărut alți copii. Pe marginea terenului sunt alți copii, care încă nu au curajul să intre. Vedem cum săptămânal din cei de pe margine ajung în teren. Deocamdată cu mama de mânuță, după aceea cu antrenorul. După aceea rămân singuri și chiar desfășoară antrenamente cu mult curaj și cu multă implicare. De aceea și competiția, dacă nu este bine gândită, dacă topim niște etape și depășim niște etape cu rapiditate, vom crea la copil nesiguranță, teamă, frustrare și cu greu mai putem aduce în orice sport. Noi avem un sport de echipă. Eu mai lucrez și cu copii care practică tenis. Vă dați seama, singur în teren, tu iei decizii, tu știi ce ai de făcut. Dar acolo este un sport individual, în care copilul va trebui să decide absolut totul. La noi nu e așa. La noi este o echipă, la noi încercăm să profităm de ce are echipa mai bun,
fiecare copil ce aduce în acea echipă și să obținem niște rezultate pe măsura așteptărilor. Și într-o competiție vor exista învinși și învingători. Și cred că este important cum plecăm la drum încă de la o vârstă fragedă de 3, 4, 5 anișori despre cum formăm noi copilul să gândească despre învinși și învingători, cum anume să-și formeze aceste convingeri cu care vor pleca mai târziu în viață. Și cred că din punct de vedere emoțional și psihologic un copil ar trebui să fie pregătit cu privire la competiție, totuși în teren. Copilașii aceia atât de mici, de 3-5 anișori, sesizați la ei ca un spirit competitiv, adică îi vedeți că știu ce înseamnă competiția, sau această competiție vine mai târziu, poate și încurajată de noi părinți, încurajată de mediul în care trăiesc copiii și la școală, că trebuie, uite-te la colegul tău, deci a luat o notă mai mare, poate că și societatea în care trăim ne îndeamnă să fim competitivi unii cu alții. Categoric. Cum sunt copiii când sunt mici? Sunt competitivi? Vedeți competiție la ei sau începe să le formați acum? La primele vârste, vorbim de 3-4 ani, copiii chiar nu au acest simț al competiției. Dacă îi pun să alerge câte doi, se așteaptă. Se așteaptă și aleargă împreună. Nu vrea să meargă mai repede decât celălalt, pentru că face parte din grupul lui. Și noi, părinții de pe margine, îi încurajăm, hai, du-te, fii primul! Dar ei, în momentul acela, fac foarte bine. Adică au respectat acele sarcini primite la începutul antrenamentului, când am stat toți în genunchi sau pe mingiuță și am povestit despre ce înseamnă o echipă. Competiția o facem mai târziu. Vorbim la 5 ani despre o competiție, vorbim despre fete și băieți, vorbim despre echipe și atunci căutăm să fim și noi mai buni decât alții, este și normal. Dar dacă doar impunem competiție, dacă doar impunem presiune pe copii, nu vom avea rezultatele dorite. De aceea încerc să urmăresc ce fel de copil am în teren, cum pot să mă descurc cu el. Cum pot să mă descurc cu echipa respectivă, dacă este formată din copii de 3-4 ani sau de 5-6 ani, unde altele sunt regulile, alte sunt rigorile. Ce povestim când ne întâlnim în teren? Ați văzut, alergăm câțiva metri, ne oprim, poate spunem o poveste, o poveste adevărată care are legătură cu sportul, cu fotbalul și iar o luăm la fugă și iar ne antrenăm și facem în așa fel încât să ne placă. Povestim și de acest spirit de competiție. Povestim și de dorința de a fi cel mai bun, dar toate la timpul lor. Hai să vorbim puțin despre motivație. Despre cum încurajăm copiii să simtă această motivație, pentru că pe noi ca și părinți, dar în același timp și pe dumneavoastră ca și antrenor, dorim să dezvoltăm la copii și acum, dar și mai târziu, această motivație, spunem noi psihologii, intrinsecă și nu exterioară, de a merge să facem un sport pentru că așa vrea mama sau așa vrea tata sau poate a primi o recompensă la sfârșitul antrenamentului, pentru că știm care sunt efectele recompensei lor mai târziu. Și totuși ne dorim ca copiii noștri, ca și copiii noștri, să meargă sau să facă un sport pentru că așa își doresc ei. Cum dezvoltăm această motivație interioară? Pentru că poate e greu la început sau un copil nu conștientizează această dorință a lui care vine din interior și vine pe parcurs, exact cum am spus, că le face sau îi determinat să le placă sportul și apoi dacă îmi place un lucru, îl fac cu drag și atunci renunț la celelalte oportunități pe care le am și aleg să fac lucrul acesta. Cum dezvoltăm această motivație pentru copii, totuși că sunt mici? Da, la vârsta lor, la 3-5 ani, motivația extrinsecă, cea care vine din exterior, de la ceilalți, este foarte importantă. E adevărat, ne dorim pe cea care vine din interiorul copilului, dar cea exterioară este foarte frumoasă. Deci, la început, plecăm cu motivația exterioară. Exterioară. Și încet, încet o formăm pe cea interioară. O să ziceți cum? Chiar prin exerciții, dacă ne urmăriți la fotografiile transmise de la Eli Junior, o să vedeți cum copiii ajung în față, deși erau ultimii, luăm de mânuță și punem primii. Vreau să mă ajuți tu
Îl iau ca un fel de ajutor. Să le arăți celorlalți cum se face acest exercițiu. E un copil timid, care tremură din toate închieturile, știm clar că are energie, fiind de un tip flegmatic, execută foarte bine exercițiu și îl punem în față. Și îți va executa exercițiu foarte bine. Acel copil care nu avea curajul nici să ridice ochii din pământ, va veni pe margine la sfârșitul antrenamentului și o să spună: mi-a plăcut antrenamentul. Oare am reușit să-l motivăm intrinsec? A venit de la el acel cuvânt? Am reușit noi să-l facem pe el să-i placă antrenamentul? Atunci am reușit să sădim ceva în sufletul copiilor. Eu zic că așa se formează motivația intrinsecă. Ai da câte puțin, astfel încât copilul să vadă că vine de la el. El a reușit, el a dus mingiuța în plasă, el a dus un antrenament până la capăt, nu a mai venit cu scuze de genul: mă doare burtica, mă doare capul și așa, am obosit. Da. Auzeam la început asta, am obosit, acum nu mai zic asta, asta înseamnă că le place. Dacă îi urmăriți pe imaginile transmise de noi, îi vedeți cu zâmbetul pe buze în timpul antrenamentului, unde mai vedem antrenamente cu zâmbetul pe buze, încercăm să le formăm această motivație intrinsecă prin ceea ce reușesc să facă. Succesul îi duce către această motivație intrinsecă. Dacă astăzi au reușit, mâine vor veni ei de drag la antrenamente și nu va mai fi nevoie ca părinții să spună: haide la antrenament. Vin părinți și ne spun: aș vrea să avem antrenamente un pic mai dese. Să nu le mai facem doar luni și sâmbătă, când reușim să le facem. Pentru că cel mic mă bate la cap. Vrea antrenamente mai... Înseamnă că deja copilul și-a format o așteptare și dorește să vină la antrenamente. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun pentru a forma și acea motivație intrinsecă la fiecare copil. V-am spus, fiecare copil e important. Poate că ar fi trebuit să începem cu această întrebare, dar e bine și acum, mai avem 2-3 minute din emisiune. Spuneți-ne, vă rog, pe parcurs, sau care sunt avantajele sportului, indiferent de sport? Pentru că noi, ca și psihologi, cunoaștem aceste avantaje, dar haideți să le transmitem și părintelui din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al sănătății, că tot am vorbit mai mult în această emisiune despre această sănătate emoțională și mentală dată de sport, despre cum va ajuta sportul copilul, pentru că e foarte important de precizat acest lucru, în învățarea academică, la școală. Care sunt avantajele sportului, începând de la vârsta de 3 ani? În primul rând, avantajul esențial este sănătatea. Sănătate fizică, sănătate psihică, sănătate biologică. Toate acestea vor aduce un plus în dezvoltarea copilului. Un copil care practică sport este mult mai atent la școală, mult mai concentrat. Este învățat cu reguli, este învățat cu decizii luate pe moment. Este învățat, scuză-mă că te întrerup, să asculte. Să asculte, sigur. Este capabil să asculte. Are posibilitatea să aștepte întrebarea și nu să-și formuleze un răspuns până când cel din fața lui nici nu a terminat întrebarea de pus. Este foarte important și asta ne spun și cadrele didactice care lucrează cu copiii noștri. E foarte important ca un copil să participe la antrenamente, în primul rând pentru a se dezvolta intelectual, emoțional. Iar această dezvoltare îl va ajuta toată viața. Dacă avem un copil sănătos, fizic și psihic, vă dați seama ce așteptări putem să avem de la el. Un copil care se ascunde de la aceste activități sportive va avea tot timpul o teamă față de nou. Nu neapărat față de sport, față de nou. Dacă nu încerci ceva, nu te confrunți cu acel ceva, nu poți să reușești să atinge anumite obiective pe care școala ți le propune, familia sau alte instituții cu care copilul colaborează sau părinții colaborează pentru dezvoltarea lui. De aceea e foarte important ca această dezvoltare prin sport să existe în fiecare familie, fără a pune o presiune pe copil.
revin la acest lucru pentru că este foarte important. Poți să creezi o impresie că l-a ajuns prin sport, dar odată ce există o presiune emoțională față de copil, vă dați seama că acesta nu va face față rigorilor și va evita, dând de greu, va evita să participe la activități. Vă mulțumesc frumos pentru prezența în această seară la emisiune. Informațiile au fost, cel puțin pentru mine ca și părinte, de mare ajutor. Sunt sigură că și pentru părinții care ne urmăresc. Ne-am axat în această seară pe această educație pe care o oferă sportul pentru copii și în special pentru copii micuți. A fost așa și un exercițiu de, cum am spus și în timpul emisiunii, un exercițiu de parenting, dar sportul de fapt implică copilul, implică antrenorul și implică în mare măsură și părintele și atitudinea părintelui vis-a-vis de acest sport. În această seară l-am avut ca invitat pe domnul Euseu Predonescu, psihopedagog, antrenor licența C și am văzut cât de important este psihologia sportivă din spatele sportului și cât de mult lucrați dumneavoastră pe această parte. Vă dorim succes, ceea ce ați făcut dumneavoastră în județ este un început. Un început, vă felicităm pentru această idee minunată. Este o joacă, ați început ca și o joacă pentru copil și mai departe o duceți către... Fiind activitatea lor principală la această vârstă, este normal către, să ne bazăm performanță. Pe joc. Vă mulțumesc frumos pentru prezența în această seară, vă dorim mult succes în continuare. Mulțumesc. Ana Maria Măsor vă mulțumește pentru prezența dumneavoastră, dragi telespectatori, am simțit-o așa în emisiune și vă doresc o seară liniștită în continuare. La revedere!